ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Premii pentru elevii de excepție ai Bacăului. ...125 de ani de istorie. Ceremonii de investire a primarilor și consiliilor locale. Cei doi absolvenți de gimnaziu din județul Bacău cu media 10 la evaluarea națională din această vară și cei doi absolvenți de liceu care au obținut aceeași performanță la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie au primit recompense financiare din partea Ministerului Educației pentru performanța lor de excepție. Festivitatea de premiere a avut loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean. Este momentul care, iată, prin intervenția autorităților naționale, recunoaște încă o dată, dincolo de recunoașterea valorică a muncii copiilor noștri la evaluarea națională și bacalaureat, printr-un premiu acordat acestora, spuneam, se recunoaște efortul, dedicarea și, iată, rezultatul frumos prin obținerea unei note de 10 în urma desfășurării acestor examene. Aceste premii subliniază importanța excelenței în educație și recunoașterea publică a celor mai buni dintre elevi care, prin muncă și determinare, au reușit să atingă cele mai înalte standarde de performanță la examenele naționale. Pentru mine acest premiu înseamnă reflectă toată munca, toată dedicația pe care am avut-o și toate eforturile pe care le-am depus în acest sens. De asemenea, redă și efortul profesorilor care m-au pregătit și le sunt recunoscător și lor și mă bucur că suntem răsplătiți pentru educație și că primim o mică atenție în acest sens. Pentru mine a însemnat multă muncă, a fost foarte greu. Pentru că tot anul a trebuit să învăț mult și nu e ușor să obții această medie, dar nu e imposibil. Pentru performanțele lor, elevii de gimnaziu au fost recompensați cu câte 2000 de lei fiecare, iar absolvenții de liceu au primit câte 5000 de lei. Zilele trecute, Bârsăneștiul a îmbrăcat haine de sărbătoare, căci primarul Vlad Grigore a depus jurământul de credință pentru primul mandat, dar și pentru nou consiliu local al comunei Bârsănești. La eveniment a fost prezent prefectul Claudiu Ilișanu, dar și vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil. Bună ziua, dragi consilieri! Obiectivele pe care mi le-am propus pentru comuna noastră le cunoașteți foarte bine deja. Și toate duc spre scopul principal pentru care am candidat, ca împreună cu dumneavoastră să reușim să facem și să avem condiții de trai mai bune în localitatea noastră. Vă mulțumesc pentru susținere și țin să vă spun cu toată credința că voi fi primar pentru toți, atât pentru cei care m-au votat, cât și pentru cei care nu m-au votat, pentru că dacă nu am reușit să vă conving în alegeri, acum, ca primar, este datoria mea să vă convin că puteți avea încredere în mine și în realizările ce vor veni. Știu că un primar nu are nevoie de foarte multe cuvinte, ci mai degrabă de fapte, așa că spun să trecem la treabă. Vă mulțumesc încă o dată și m-am dat cu spor tuturor. Mă bucur mult să mă aflu astăzi aici și evident că mai ales în cazul Bârsăneștiului vorbim despre un nou început, pentru că până la urmă, contextul a făcut ca Vlad să fie candidatul nostru, un tânăr, spun eu, care a promis și ca și personalitate, ca și putere de muncă, ca și disponibilitate la efort, încă din perioada campaniei electorale. Știm că el oricum avea experiență din mandatul 2020-2024, dar evident că, din punct de vedere al colaborării viitoare, cred eu, cu Consiliul Local, cu fostul primar, Gelu, botezatul Comuna Bârsănești, sper eu să aibă doar de câștigat. Evident, nu ne putem baza doar pe politicile, pe ceea ce Consiliul Local va dispune la nivel de unitate administrativ-teritorială. Suportul entităților centrale este unul extrem de necesar. Bazați-vă pe echipa pe care o reprezint, pe suportul colegilor parlamentari, pe suportul meu din viitoarea postură de președinte al Consiliului Județean.
dar să nu uitați că și rolul dumneavoastră, și amintesc aici de rolul fiecărei entități din comunitatea dumneavoastră, pornind de la școală, biserică, și mulțumim și preacucernicilor părinți pentru prezența de astăzi. Deci rolul fiecărui cetățean în parte contează enorm. Fără implicarea dumneavoastră, fără o colaborare strânsă, Comuna Bârsănești nu poate merge mai departe pe drumul dezvoltării. Și dat fiind faptul că vorbim de o comunitate relativ mică din mediul rural, e important să faceți echipă aici și să lăsați totuși orgoliile politice la o parte, dar cred că mă adresez unor oameni cu experiență de viață care vor lua cele mai bune decizii atunci când primarul ales, domnul Vlad Grigore, va veni în fața dumneavoastră cu proiecte care, sunt convinsă, nu vor viza decât dezvoltarea acestei comunități, un trai mai bun pe care cred eu că îl va asigura gradual domnul primar Vlad Grigore, repet, în echipă cu toți de aici, în primul rând cu consilierii locali, dar și cu executivul din primăria Comunei Bârsănești. Pentru mine, evident, este o bucurie să vin aici la Bârsănești, cum a fost de-a lungul celor 4 ani, deși dacă stau bine să-mi aduc aminte, nu toate momentele au fost dintre cele mai plăcute, pentru că au fost și destule probleme de rezolvat aici și am avut și momente de cumpără de care am trecut cu toții cu bine și proiectele au mers mai departe. Sunt sigur că cei care au fost consilieri locali își aduc aminte, inclusiv Vlad, care făcea parte și el din Consiliul Local. Sunt alături de oameni dragi mie, cei doi prieteni, acum pot să-i numesc, Vlad Grigore și cu Gelu Botezatu, dincolo de relația instituțională în care s-a legat, i-au devenit prieteni și o spun cu emoții, evident. Dar mai am alți prieteni în sala aici, care, din punctul meu de vedere, pot constitui modele pentru Vlad și pentru colegii de aici. Este vorba despre primarul Comunei Curavăi, Silviu Tinei, primarul Comunei Târgu Frotuș, Cătălin Sabău, consilier județean de asemenea. Toate ne arată că aici este o echipă congruentă, o echipă puternică, o echipă serioasă, care atunci când promite și își propune obiectivele, îndeplinește. Eu am mare încredere în echipa de la Bârsănești și când mă refer la echipa de la Bârsănești, nu mă refer numai la Gelu Botezatu și la Vlad Grigore, mă refer la echipa de consilieri și, evident, nu și la noi, cei care suntem astăzi la prezidiu. Aici vorbim de doamna președinta Consiliului Județean, subsemnatul, vicepreședinte încă la Consiliul Județean, domnul prefect Claudiu Ilișanu, care va ține aproape de comunitățile de aici, și sunt convins că împreună o să facem o treabă pe cinste, așa cum le-am promis de altfel oamenilor de aici și oamenii ne-au dat încredere. Recent, un eveniment similar a avut loc și la Comănești, când Viorel Miron a depus jurământul de credință pentru al 6-lea mandat în calitate de primar. Au asistat la ceremonia festivă atât deputata Cătălina Ciofu, deputatul Mircea Fechet, dar și subprefectul Narcis Jitaru. Stimate domnule primar Viorel Miron, stimate domnule ministru Mircea Fechet, dragi consilieri ai Consiliului Local al orașului Comănești, dragi invitați, preacucenici părinți, stimați locuitori ai orașului Comănești. Prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 358 din 15-10-2024, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Comănești pentru această dată, întrucât din numărul total de 19 consilieri stabilit prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 129, din 8-4-2024, pentru Consiliul Local al orașului Comănești au fost validați un număr de 19 consilieri, fiind astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea și desfășurarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Iată că a venit și ziua când, așa cum am depus și am spus și în cadrul jurământului, de a depus jurământul pentru cel de-al 6-lea mandat. Să știți că nu este ușor să parcurgi 20 de ani în administrația locală și nu este nici pe departe posibil să păcălești electoratul să te aleagă dacă tu nu faci nimic. Este exclus acest lucru.
să încerce cine vrea. Au încercat înaintea mea, care mai de care. Au încercat să păcălească electoratul în primul mandat și când au candidat, nici măcar nu au intrat în turul 2. Și pot să spun, e număr pe fiecare, că au fost Șervănică, Dumnezeu să-l ierte, nu au mai intrat în turul 2. După aceea a fost Pandelaș, Pandelaș, nu a mai intrat în turul 2. După aceea a fost Dorinel Miron, nu a mai intrat în turul 2. Pentru că de la Dorinel am luat eu din primul tur și de atunci și până în prezent mă aflu aici, în fața dumneavoastră. Acest lucru s-a putut întâmpla doar pentru că am reușit prin eforturi susținute, prin muncă asiduă și prin tot ceea ce am încercat să fac, poate că nu am putut să realizez tot ceea ce am promis, dar cu prioritățile și cu prioritatea pe care am avut-o de realizat la fiecare moment prin care am trecut. Spre exemplu, am preluat primul mandat, am avut inundații, am avut probleme grave. Nu puteam să mă apuc de fabrici și uzine, nici de spital sau de școli sau de altceva, ci a trebuit să refacem case, locuințe, infrastructura distrusă de inundații, ceea ce înseamnă rețele electrice, de gaze, de apă, canalizare, infrastructură rutieră, drumuri și așa mai departe, care erau imperios necesar să fie realizate pentru ca să putem funcționa în continuare. După aceea trebuie să replantăm munții care au fost defrișați pentru a elimina cauzele inundațiilor. Acest lucru ne-a consumat o grămadă de timp din posibilitățile de a ne dezvolta, de a demara din prima etapă ceea ce ne propunem cu toții, că ne propunem să demarăm, să facem ceva. Dar dacă a luat foc casa, dacă a venit inundația, dacă a venit muntele peste tine, te oprești din lucru, orice ai avea de făcut și rezolvi acea calamitate, gravitate care s-a bătut asupra comunității. După aceea, încet, încet am început să refacem infrastructura. Într-un proiect aniversar intitulat 125 de ani de istorie, liceenii și elevii de la Liceul Tehnic Anghel Salini au participat la un marș simbolic de 125 de kilometri, fiecare parcurgând câte un kilometru conform unui calendar bine stabilit. Acest efort comun omagiază o instituție sau o tradiție educațională care marchează un sfert de mileniu de existență. Ultimul kilometru a fost o sărbătoare specială sub forma unui cross în care au participat atât elevii cât și profesorii, simbolizând unitatea și continuitatea acestei comunități academice. Ne-am gândit cu toții, elevi și cadre didactice, să serbăm într-un mod deosebit acest frumos eveniment, și anume printr-o activitate sportivă. Colegul nostru Robert David, cadru didactic, profesor de educație fizică și sport, a organizat un cross de 125 de kilometri pe parcursul lunii septembrie și octombrie. Astăzi, pe insula de Agrement, elevii noștri și cadrele didactice au alergat ultimul kilometru din cei 125 planificați, cu speranța că acest ultimul kilometru este de fapt primul dintr-un lung șir de ani care vor urma pentru acest liceu. Foarte mișto, mi-a plăcut, mai încercăm, a fost super! O experiență superbă, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Sper să încerci și alți colegi, că e super mișto. A fost foarte interesantă, o experiență foarte bună. Iar o experiență foarte importantă pentru experiența tuturor elevilor. Și mulți înainte pentru școala Anghel Salini. Acest tip de activitate este o modalitate interactivă de a implica tinerii în istoria instituției și de a cultiva mândria față de tradiția educațională locală, totodată promovând mișcarea și sănătatea fizică în Liceul Tehnic Anghel Salini. 125 de ani de Salini. Un liceu în care ne desfășurăm activitatea cu mare drag. Drag pentru copii, drag pentru sport, că eu sunt de educație fizică.
și a fost o zi superbă astăzi. Cum a fost maratonul? A fost greu pentru noi profesorii, ne tragem sufletul acum, dar pentru copii au fost foarte bucuroși și s-au bucurat de vremea aceasta frumoasă și de faptul că am ieșit din instituție. Plinit 125 de ani. Astăzi am făcut un maraton a împlinirii 125 de ani Angel Salini, liceului. Frumos, foarte tare. Da. Dacă nu aveam rezistență, nu știu ce făceam, nu rezistam. Curtea școlii gimnaziale Alecu Rusou din Bacău a fost plină de voie bună, marcând cea de-a doua ediție a Festivalului Toamnei. Evenimentul a adunat elevi, părinți și profesori, oferind o varietate de produse tradiționale pregătite cu drag de comunitate, decorațiuni de toamnă și activități menite să îmbine bucuria sezonului cu generozitatea. Fondurile strânse vor fi donate Centrului de Îngrijiri Paliative Lumina, iar o parte vor susține proiectele școlare ale elevilor. Festivalul Toamnei, un eveniment de o mare anvergură, este uimitor și pentru noi cum ne-am unit în jurul unui scop nobil. Sunt onorată să fac parte din această comunitate locală minunată. Vreau să le mulțumesc părinților școlii, elevilor, cadrelor didactice care s-au implicat și au rupt din timpul lor pentru organizarea acestui eveniment și nu în ultimul rând invitațiilor și partenerilor noștri, Inspectoratului de Jandarmi, Parohiei Gherăiești, DJ Chip, care ne-a asigurat sonorizarea astăzi și tuturor celor care au contribuit cu puțin sau cu mai mult în organizarea acestui eveniment. Atmosfera a fost completată de prezența Jandarmeriei Bacău, care a propus jocuri educative și sesiuni despre siguranța personală, consolidând relația dintre copii și autorități. Invitați special, precum părintele Epure Ionuț, au încurajat responsabilitatea socială și sprijinul comunitar, subliniind valoarea solidarității. Unul dintre obiectivele importante ale jandarmilor băcăuani este de a asigura siguranța elevilor, dar poate cel mai important este să le arătăm că suntem alături de ei în orice moment, cu prietenie și cu multă apropiere. Astăzi, jandarmii băcăuani au pregătit multe activități interactive, au prezentat materialele și tehnica din dotare și au desfășurat sesiuni educaționale privind siguranța personală. Am venit cu toată bucuria, cu toată dragostea. În schimb, aici, în curtea școlii, într-adevăr, ne s-au mărit inimile văzând aceste fețișoare frumoase a copilașilor. Noi ne-am obișnuit ca în școală să fie o ordine și o disciplină, tot să stea în băncuțe și poate socializarea aceasta să fie doar sub o formă de vacarm în pauze. Dar iată că astăzi, aici, are loc și biserica și celelalte instituții ale statului și prin școală înțelegem noi că formăm o lume mai bună prin prezența noastră aici. Și sigur, a centrului nostru de catehizare, Sfânta Tecla, nădăjduim ca să continuăm întrunirile noastre, activitățile frumoase, alături de școală și sigur, folosind aceiași copii, aceleași minți care trebuiesc formate și înălțate. Fiecare stand a fost dovada vie că mica școală de cartier a devenit familie, că o echipă are valoare și idei bune doar colaborând în armonie și că fiecare este un membru important în ansamblul școlii. Am regăsit și pe cei mai mici entuziaști, preșcolarii de la grădinițele cu program prelungit numărul 27 și numărul 30, care au demonstrat, dacă mai era cazul, că inimile mici cuprind în emoție și dăruire ideile bune ale celor mari. Avem nuci, pere, brioșe și semințe de dovleac. La ce preț le ai? Brioșele 2 lei și o pungă de nuci 3 lei și merele tot 2 lei. Da, este foarte frumoasă. Păi îmi place că se adună toată lumea și e o atmosferă foarte frumoasă. Cu corulețe, cu plăcintă cu măr, plăcintă cu brânză și... Le-ai făcut tu? Eu cu mami. Ce înseamnă Festivalul Toamne pentru tine? O festivitate unde vine cât mai multe chestii naturale făcute acasă și facem toată lumea să se bucure așa cum putem de acasă și ajutăm copiii nevoiași cum putem. Asta voiam să te întreb. Ce veți face cu bănuții pe care o să-i adunați?
o să ajutăm copii nevoiași. O activitate foarte frumoasă și distractivă pentru noi și ne ajută oarecum să... Educație financiară. Da, 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 da. Ce veți face cu bănuții pe care o să-i strângeți? Jumate din ei vom dona la Centrul Lumina pentru copii, iar jumate din ei vom vedea... Festivalul a fost o adevărată punte între generații, un prilej de colaborare și de împărtășire a tradițiilor și emoțiilor. Toți cei prezenți așteaptă cu nerăbdare următoarea ediție, acest eveniment devenind o tradiție de suflet în micul cartier din Bacău. 160 de ani de activitate de performanță în educație în comuna Dofteana la școala Scarlat Longhin. Într-o atmosferă emoționantă, foste și actuale cadre didactice, dar și foști și actuale elevi ai școlii au participat la ceremonia aniversară. Aici sunt de Sfânta Sărbă. Mi-am amintesc că acum Sfânta Sărbă, când am intrat în cancelarie, eram copilul. Colegii mei de atunci sunt și astăzi aici și mă bucur să-i revăd. Domnul director, domnul profesor Necoiță, toți ceilalți profesori de la care am învățat foarte mult. Aici am crescut ca și profesor de la 23 de ani până în ziua de astăzi. Sunt aici între foști colegi, actual colegi, foști elevi de care să mă întreb și mi-am amintesc plăcere și actuale elevi pe care aștept să-i văd oameni mari. Viața noastră până la urmă aici la școală se desfășoară cu bune, cu rele. Important este să învățăm fiecare lecție și să fim oameni drepți, cinstiți, corecți, astfel încât viitorul să fie al nostru, al tuturor. Drag să vă reîntâlnesc, ca întotdeauna. Sper să ne mai revedem și cu alte ocazii. Vă mulțumesc în suflet! S-au prezentat în fața dumneavoastră activități multe, interesante, frumoase, dar să nu uitați că și noi nu am dormit. Am reușit în perioada celor 51 de ani, am venit în Dofteana în clasa a doua, am avut învățătoare, așa era mod în perioada aia, de doamna Săsarcă, Dumnezeu să o ierte, domnul Sisu, Dumnezeu să o ierte și doamna Gădulescu. După care am continuat activitatea, să știți că sala de sport noi am definitivat-o, construcția veche care era destul de urâtă și neprimitoare, am înghețat acolo ani de zile, față de ceea ce se întâmplă, acum observați că aveți niște condiții deosebite, dar toate datorată actualului primar, toată stima pentru el, pentru că pune mult suflet în ceea ce se dorește ca voi să aveți o viață de elev bună și frumoasă. La plecare, în 2010, am lăsat un colectiv de cadre didactice calificate, cu grade, care aveți și acum mare majoritate. Am dat societății, ingineri, doctori, preoți, șoferi. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 31 octombrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire, iar cerul va fi parțial senin. Maxima zilei ajunge până la 17 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 5 grade Celsius. Vineri, 1 noiembrie, vremea înregistrează o ușoară tendință de încălzire. Cerul va fi senin, maxima zilei nu va trece de 17 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 7 grade Celsius. Sâmbătă, 2 noiembrie, vremea se menține caldă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi parțial senin, maxima zilei va ajunge până la 16 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 1 grad Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!